Patriarhul României a lansat astăzi un apel către centrele eparhiale, clerici și credincioși pentru a sprijini familiile și persoanele singure din comunitățile rurale ce au rămas izolate în urma căderilor masive de zăpadă. În aceste zile, în care din cauza viscolului și a căderilor masive de zăpadă, multe comunități rurale au rămas izolate, mai ales în sud-estul țării, Patriarhia Română face un apel către centrele eparhiale, clerul și credincioșii de la parohiile din zonele afectate să ofere sprijin familiilor și persoanelor singure care au nevoie urgentă de ajutor la dezăpezirea gospodăriilor. În același timp, îndemnăm preoții de la parohii ca prin implicarea consiliilor și comitetelor parohiale să îi ajute pe cei vârstnici, singuri și fără ajutor, cu apă, ceai și alimente, pentru a depăși momentele dificile din aceste zile din cauza condițiilor meteo severe. Agenția Națională de Meteorologie a anunțat cod portocaliu de ninsori în această seară pentru estul și centrul Munteniei, Dobrogea, sudul și centrul Moldovei, precum și în zona Carpaților de Curbură.